să vă ridicați la cinste cuvântul lui Dumnezeu. Cuvânt care ne va sluji ca hrană pentru sufletele noastre și care se află scris în Evanghelia după Luca, în capitolul 18, versetele 28, 29 și 30, unde găsim scris. Atunci Petru a zis: iată că noi am lăsat totul și te-am urmat. Și Iisus le-a zis: adevărat vă spun că nu este nimeni care să-și fi lăsat casă sau nevasta sau frații sau părinții sau copiii pentru împărăția lui Dumnezeu și să nu primească mult mai mult în veacul acesta de acum, iar în veacul viitor, viață veșnică. Amin. Mă rog să vă reașezați. Mie mi-a mers la inimă laudele și dacă eu m-am bucurat, cum să nu se bucure Dumnezeu căruia am fost adresat? În această atmosferă de bucurie aș vrea să rămânem vorbind astfel astăzi despre răsplată. Sau, mai exact, despre răsplata uceniciei. Textul pe care l-am citit îl găsim în toate evangheliile sinoptice. Și în toate trei se găsește scris după relatarea despre tânărul bogat, care de asemenea apare în toate cele trei evanghelii sinoptice. Și pentru a înțelege mai bine contextul, aș vrea să aruncăm o privire peste această întâmplare, această întâlnire, acest dialog al unui tânăr bogat cu Iisus. Pentru că o analiză superficială a acestui text ne lasă imaginea unui tânăr foarte bogat căruia s-a interzis accesul la mântuire. Ori, nu aceasta este tocmai interpretarea potrivită, pentru că aici avem în fața noastră un personaj cu un caracter deosebit, cu trăsături de caracter de dorit și care totuși a înțeles că ceva îi lipsește ca să aibă acces la mântuire, la viața veșnică. Un tânăr fruntaș, ne spune Biblia, având o poziție deosebită. Fruntaș și totuși nu încrezut. O trăsătură de caracter rar și atunci și astăzi. Și v-aș provoca să faceți un tur de orizont imaginar. Printre cunoștințele dumneavoastră directe sau indirecte, cunoștințe din media, să zic, să vedeți câți oameni având o poziție sau avere sau și una și alta n-au nasul orientat undeva spre steaua polară. Câți? Tocmai de aceea spuneam că este o trăsătură de caracter rară, dar nobilă și de dorit. Am cunoscut cu câțiva ani în urmă un om în stări. Și m-a surprins modestia lui. Surpriză care a devenit de adevăr șocantă când am aflat și că provine dintr-o zonă unde oamenii sunt lăugăroși, dar sunt galici. N-are importanță zona. Ei bine, acești oameni sunt rari și acest tânăr era unul dintre ei. Era un tânăr educat. Deducem asta din faptul că o poziție deosebită și aceasta era consecința, educația asta. Educația e care mai deduce și din felul care se relaționa cu cei din jur și modul de adresare. Un tânăr educat, dar fără aroganță. Și dacă v-aș propune să faceți același tur de orizont, la câți oameni educați cunoașteți care nu-și afișează o doză mai mică sau mai mare de dispreț față de ceilalți din jur. Și aceștia sunt rari. Ori acest era unul dintre ei. Mai era și un om profund, pentru că atunci când se adresează Domnului, întreabă direct despre împărăția lui Dumnezeu. Nu deschide dialogul cu subiecte de caca. Cum de asemenea, se trebuie să facă noastre. Acestea și multe, de dacă să le analizăm, vedem că sunt de caracter al unui om deosebit. Care, pe lângă toate acestea, mai împlinea și poruncile. Și treabă, Doamne, ce trebuie să fac ca să moștenesc împărăția despre care vorbește? Ne vorbesc Scriptură și vorbești, iată, și tu acum. Și aici vine partea tragică a existenței sale. Domnul spune, vinde tot ce ai și dă săraci. Pentru că poruncile pe care i-a amintit Domnul, să nu furi, să nu... El a spus, a mărturisit cu sinceritate,
că ăla fiind din tinerețea lui, un om care plinea poruncile. Și atunci ce spuneam aici? El a plecat în tristat. N-a trecut testul acesta. Nu e un test al bogăției. Cum am putea să ne înșelăm prezent aceasta? Că bogații n-au acces în părăția lui Dumnezeu. Porunca întâi, nu de plinea, a pus averea înaintea lui Dumnezeu care spune să-L iubești pe Domnul Dumnezeu cu toată inima ta, cu toată ființa, cu toată puterea ta. Oricând nu poți să renunți la averea, indiferent cum ai obținut-o. Înseamnă că pe primul loc în viața ta, în existența ta, este averea, indiferent în ce costă ea. Ori Dumnezeu trebuie să fie pe primul loc în viața noastră fiecăruia. Fără acest lucru, fără această primă convicție, fără această primă poruncă, n-avem cum să facem pașul următor. Aceasta a fost tragedia de această vedere. Și Iisus spune, cât de a nevoie vor intra bogații în Împărăția lui Dumnezeu? A nevoie, bă. Nu că nu vor avea acces. Avem atâtea personaje, biblice, bogate. Iov a fost foarte bogat. Și a trecut testul credincioșiei după ce a pierdut tot. Și Dumnezeu i-a dat îndoit. Avram a fost foarte bogat. Dar nu există mai asupra acestor lucruri. La acest dialog au asistat și ucenicii. Au văzut de ce este condiționat accesul în Împărăția lui Dumnezeu. Și atunci a dat seama pentru că, de fapt, ei renunțaseră la multe lucruri, la casă, la familie, la avere, la tot ceea ce aveau. Să ne amintim cum a venit. Când Iisus a dus la lege de la bancă, tu vii cu mine. Avea și o funcție acolo. Era, ocupa un birou banal. Era strângător de birou. E adevărat foarte iubit de popor. Pentru că cine iubește pe cei care au de bani? Că sunt de bani, tu ieși cu darea. Mai ales că ei, aparținând națiunii ocupate, subjugate, plătitoare de tribuni Imperiului Roman, erau socotiți cozi de popor, trădători. Adică tu, neamul meu, tu din neamul meu, fii să cer fir pentru stăpânitor, pentru roman. Legea un trec, mate, vii cu mine. Petru și Andrei, cei doi frați pescari, era o treabă pe care știau să facă și care știau pâinea. Când Iisus le-a zis, veniți cu mine, au zis, mreșe. Bărcile, care aveau proprietate. Trebuie să facă o distinție aici. Spre deosebire de unul bogat, nu li s-a cerut să-și vândă. Acolo n-a fost vorba decât de un test. Ei le-au părăsit vremele pentru a se dedica lucrării la care au fost chemați. Pentru că știm bine că Iisus a intrat în casa lui Petru, cum ne relatează Evanghelia, din biblioteca soacră. El mai avea casă. Dar le-au părăsit pe toate ca să urmeze. Atunci când ești chemat într-o lucrare, trebuie să știi că lucrarea primează în viața ta. Nu înseamnă că să abandonezi familia neapărat. Decât poate că o vreme când ești trimis într-o misiune depărtată. Nu înseamnă că să abandonezi casa de care nu mai ai nevoie. Nu. Dacă vei duce, dacă ți se va cere, undeva departe de casa ta ca să lucrezi în numele lui Iisus pentru Evanghelia Mântuirii. Păstrând toate acestea în posesia ta, pentru că nici nu și le-au vândut, le-au părăsit. Sau, dacă lucrezi rămânând acasă, rămânând că familie, trebuie să știi că prioritarul în viața ta și în slujirea ta rămâne Hristos și lucrarea care ai fost chemat. Toate acestea sunt lucruri strict practice. Pentru că ucenicii, așa cum am spus, așa cum despre unii ne vorbește Evanghelia, despre alții nu, și-au lăsat tot ceea ce au avut ca să-L urmeze. Mergând de la nord la sud și înapoi de la sud la nord, din Iudeea în Galileea, trecând deodată de partea cealaltă sau Genezaretul, au mers peste tot urmându-L pe Iisus, învățând ceea ce ei urmau la rândul lor să învețe populația după ce Iisus se va fi înălțat. Toate acestea cu renunțări. Și atunci este uman să știi angajându-te la ceva, ce răsplată vei primi. Nu este de condamnat Petru, pentru că el te face glasul tuturor celorlalți, pentru că aceasta face parte din ființa noastră. Atunci când m-am ales să fac ceva, spun, sunt gata să stau la dispoziție, dacă energia mea, cu timpul meu, dar pentru ce sau pentru cât? Că așa merge negocierea. Eu stau la dispoziția ta, dar care mi este răsplata? Și vedem aici, cu siguranță, pentru că Iisus le răspunde faptul că nu l-am uitat întrebarea aceasta. Îi se părea natural să vedea din partea unui om la urmă ordine. Care nu vorbea în numele Său. Pentru că El folosește pluralul și Iisus le răspunde, folosește tot pluralul. Așa dacă nu se făcea vocea tovarășilor Lui. Doamne, noi am părăsit totul ca să te urmăm. Luca nu menționează întrebarea, dar întrebarea Lui
apare în Matei. Ce răsplată vom primi? Aici spune doar, Doamne, noi am plătit totul. Este o misă întrebare. Dar, Doamne, noi cu ce ne alegem? Am făcut toate acestea. N-am înțeles prea multe. Urmează să înțelegem și am înțeles. Dar, cu ce ne alegem de aici? Și răspunsul lui Iisus, pentru că verbal nu poate fi subliniat, nu vine să spună ca silabă cu silabă, ca să-l reține. Adevărat vă spun că nu este nimeni care să-și fi lăsat casă sau nevastă, sau frate, sau părinți, sau copii pentru împărăția lui Dumnezeu și să nu primească mult mai mult în viața acesta de acum. Și asupra acestui lucru vreau să insistăm că despre viața veșnică se vorbește mai mult. Despre răsplata de aici și de acum, pentru că ea există. Pentru că ea există mult mai mult, spune Iisus aici. Iar Marcu și Matei chiar folosesc și coeficientul multiplicator. Spune însutit. Însutit vor primi. Și aici trebuie să evităm concepții greșite. Cum că dacă eu m-am declarat a fi al lui Iisus, l-am acceptat, așa cum spune în mod obișnuit, ca Domn al vieții mele, bolciogată de huzur. Raiul nu este aici. Aici vom avea de suferit. Și atunci unde este răsplata promisă? Pentru că am subliniat-o și s-a cadit interpretarea. Unde este răsplata promisă? Mai întâi, trebuie să fim cu adevărat ucenici. Ce este ucenic știi? Cel care își urmează învățătorul nu învățând ceva, și nu doar în teorie, ci și în practică. Să facă ceea ce un maestru învață pentru a ajunge ca el. Ce-a să un ucenic? Ei bine, un ucenic trebuie să fie devotat maestrului și a ceea ce învață. Cu convingere, cu dragoste, cu sinceritate. Vorbim despre răsplata uceniciei, dar nu despre falși ucenici. Să nu ne amăgim că toți cei care se încolonează aderând la o biserică sau la o credință, sunt ucenici al lui Hristos. A fi ucenic al lui Hristos înseamnă să cași pe urmele lui, așa cum a luat patru. Aceasta înseamnă să fii ucenic al lui Hristos. Și nu, să nu fie teamă de nimic. Pentru că promisiunea Domnului este cât se poate de liberă. Nunca vom trăi huzur. Dar că Dumnezeu ne va purta de grijă. Iată ce zice Iisus ucenicilor. Tot în Luca. În capitolul 22, versetul 35. Apoi le-a mai zis. Când v-am trimis fără pungă, fără traistă și fără încălțăminte, ați dus voi lipsă de ceva? Și care a fost răspunsul? De nimic, i-au răspuns ei. Aceasta înseamnă purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Și să fiți siguri, să fiți siguri că dacă Domnul spune că îți dă însutit ceea ce ai acum, slujindu-l cu devotament pe Hristos și cauza și lucrarea, n-ai fi avut dacă n-ai fost al lui. Și apoi, dacă nu ești bogat, nu-ți face griji de aceasta. Purtarea lui grijă, de grijă lui Dumnezeu este, îți este de ajuns. Ca să nu mai vorbim de binecuvântările spirituale, despre număr de mare, de frați și surori care îți arată dragostea lor. Și aici nu putem vorbi de asemenea ceea ce aici vine despre toți cei care sunt creștini sau credincioși. Dar cei care sunt ucenici, așa cum spunea Iisus, lumea vă va cunoaște prin faptul că vă iubiți. E bine, cei care sunt ucenici se iubesc de dragostea aceasta. N-ai fi avut parte dacă n-ai fost ucenic. Atâtea. Când ai lăsat părinți de a avea mult mai mulți părinți spiritual, care vor arăta dragostea lor și vor fi gata să te înveți, să te îndrumi. Sunt atâtea lucruri de vorbit despre binecuvântarea lui Dumnezeu atunci când tu ești cu adevărat ucenic și când ai abandonat ceva. Fie la modul real părăsindu-ți casa și familia pentru slujire, fie rămânând cu toate acestea, dar arătând prioritatea lucrării la care ai fost chemat. Cât despre părăsirea familiei sau a locuinței, aici iar trebuie să evităm, pentru că există și concepția aceasta și mulți își abandonează în mod real familia, considerându-se trimiși de Dumnezeu, se duc, ori nu aceasta mi s-a cerut, nu aceasta ai cerut Dumnezeu, uită total de familie și de casă și ei sunt vocea lui Dumnezeu departe, devenind predicatori itineranți. Sunt mulți din aceștia care nu fac cu adevărat lucrarea lui Dumnezeu. Să avem bine!
Pentru că i s-a dat familia să o îngrijească. Dar atunci când se cere, lasă și te dedică de lucrări, trebuie să știi, prioritar este lucrarea. Cât despre răsplata din veacul viitor, aici ar fi multe. Multe vorbim privind nădejdea noastră, nădejdea pe care Dumnezeu a sătuit inimile noastre prin cuvintele Scripturii, pentru că să spunem cum va arăta, depășește imaginația noastră. Să spunem atmosfera de acolo, nu ne putem imagina, pentru că ochii noștri n-au văzut decât ce aceste palpabil, ceea ce este într-un mod despre un pământ aflat sub semnul păcatului. Ori acolo unde este ceva de săvârșit, nu putem să imaginăm. Dar fiindcă vom fi cu Dumnezeu în veci de veci. Aceasta este răsplata de veci. Și nu doar viața veșnică, dar de aceea am fi subliniat. Aici și acum, în veacul acesta, ne vom bucura de binecuvântările lui Dumnezeu. Și apoi, chiar și în suferință, pe lângă faptul că știm că Dumnezeu nu va îngădui poveri pe umerele noastre care să ne doboare, crezând că suntem supuși unor teste ale credinței, crezând că uneori avem de suferit pentru îndreptarea noastră, trebuie să știm că Dumnezeu veghează și ne va da izbândă. Pentru că suferința există și acum, că a existat întotdeauna. Dar, haideți să ne imaginăm starea de spirit a unui condamnat la moarte înaintea execuției. Chiar dacă este conștient că este pedepsit pentru fără de lege, nu poate pentru crime odioase. Tot ce se apropie ziua morții este îngrozit. Să punem față în față cu un martir care moare pentru Hristos și care merge la moarte cântând. Biblia ne vorbește mai puțin despre martiraj, pentru că valurile de prigoană au venit după încheierea Sfântului Biblie. Știm despre Ștefan care era ucis cu pietre și vedea cerul deschis. Și pe Iisus, pe Hristos, în viață, în aleargă de Dumnezeu. Așa s-a înseamnă bucurie în inimă, timp ce tu mori, zdrobit de pietre. Ca să nu mai vorbim despre martirii care pe arenele romane erau dat la piare. Pentru că era dat drumul la piare să-l badece pe arenă și creștini în mijlocul lor. Te îngrozești văzând și oamenii se dați de sânge din tribune cu lucrul acesta și îi cântau în fața morții. Vom fi binecuvântați cu puterea din moartea în față și știi că merg, mai faci un pas dincolo. În misterul care sperie lumea, dar dacă te întâlnești cu Dumnezeu care ai slujit. Dacă ești cu adevărat ucenic al lui Hristos, inima să fie plină de bucurie, să nu fie teamă de nimic. Iisus a promis binecuvântări aici și acum cine îl vei avea. Ce avem de făcut? Să ne dovedim a fi cu adevărat ucenici, călcând pe urmele lui Hristos. Cu dragoste, cu dăruire și cu zelul care de cele mai mult o ne lipsește. Când venim uneori în silă până și la biserică. Chiar dacă și aceasta este o dovadă a ucenicii noastre. Nu în sensul că ne mântuiește venirea la biserică. Nu în sensul acesta. Nici să facem o virtute au la biserică. Dar a nu veni este mai greu. A se îndepărtează. Uiți până și de textele biblice, pentru că uitând să vii la biserică, nu cred că stai acasă cu un nas, cu un scriptură, răsfoind, cercetând, meditând și lucrând. Cine părăsește biserica, nu să se cerce de Scripturile acasă. Așa că, un început al ucenicii este și acesta. Să venim aici. Și împreună rugându-ne, împreună credând, și împreună credându-ne asupra Cuvântului lui Dumnezeu, să ne umplem de puterea Duhului Sfânt. Amin. În fața oricărei încercări, știm că Dumnezeu ne răsplătește pentru ucenicie și aici, cu puterea de a înfrunta moartea. Amin. Amin. Amin.